În jurul orei 2, un incendiu de proporții se putea vedea deasupra unui bloc de pe strada Moscovei 11. Flăcările puternice au cuprins un apartament cu suprafața de 70 de metri pătrați, iar fumul dens a ajuns și în locuințele de alături. Oamenii ne-au povestit îngroziți despre noaptea trecută. Поток дыма, и уже мы попытались выйти, но было очень много дыма. Решили зайти обратно и уже ждали пожарных. Мы хотели убежать, потому что пощупали дверь с той стороны, наша горячая, хотя метров 10 почти что друг от друга. Valentina spune că proprietarul apartamentului este un pensionar. Suferise anterior un atac cerebral și locuia de unul singur. Acesta le-a recunoscut vecinilor că a dormit cu țigara în pat. Коты спали спокойно, нас не будили. Вышла, у соседа музыка играет, он уже успел открыть немножко дверь, это ему очень повезло, потому что дым уже почти стелился по полу. Мы его быстренько вытащили на свежий воздух, еще два ведра вылили воды на его кровать и открыли окошко, чтобы проветрить. И тут как вспыхнуло. 4 echipe de pompieri au luptat cu flăcările timp de câteva ore. Salvatorii au reușit lichidarea incendiului către orele 3, iar conform inspectoratului, focul a distrus 40% din bunuri materiale din interiorul apartamentului. Totodată, proprietarul apartamentului a fost evacuat din locuință până la intervenția pompierilor, fiind preluat de medici pentru îngrijiri necesare. Alte persoane nu au avut de suferit. Salvatorii urmează să stabilească cauza și circumstanțele producerii incendiului. Pe parcursul a 24 de ore, pompierii au intervenit în 24 de situații de risc.